Pe spațiul de joacă modernizat de lângă dispecioratul ETA Nord, în suprafață de 230 metri pătrați, s-au recondiționat și vopsit echipamentele de joacă aflate în stare bună, s-au amplasat 5 echipamente noi, 2 figurine 3D pe arc, 2 balansoare pe arc cu figurine 3D și un complex de joacă. S-a aplicat strat suport de granule colorate în masă și s-au montat bănci, totodată s-a recondiționat și împrejmuirea acestui spațiu. Ce este un nou loc de joacă făcut în, pentru cei care nu cunosc zona blocului H6? Dar n-am făcut numai locul de joacă, am modernizat întreaga zona blocului H6, N-urile, aleile au fost modernizate, au fost asfaltate, parcarea se trasează la parcare, toate accesele spre blocuri au fost modernizate și acest loc care era în paragină a fost făcut un loc ultramodern. Acum lucrăm la alte locuri de joacă, pe la blocul de nord 103, dacă nu mă înșel. Suntem într-o priză continuă, de azi dimineață se uitați în 3 ore, de acum venim din nord, din Ostroveni, se lucrează extraordinar de mult, întreg Râmnicul este un șantier și acest lucru mă bucură foarte mult. Râmnicul Vâlcea este tratat la fel, indiferent că ești la periferie sau ești în centrul orașului, este tratat la fel. Dar pretențiile sunt foarte mari și este firesc ca vâlcenii să fie pretențioși, pentru că atâta timp cât văd că orașul se dezvoltă, fiecare vrea și în zona lui. Eu le spun doar că nu se pot face toate deodată și le facem etapizată. Chiar acum v-am spus, am venit din cartierul Ostroveni, am fost pe lângă grădina zoologică, am fost în zona nord, am fost în zona centrală, deci absolut toate zonele vor fi luate la purecat și modernizate. Mai mult de atât, am fost și jumătate de oră am stat la Redele Traian împreună cu domnul viceprimar, cu doamna viceprimar, pentru că urmărim ca pe data de 7, când se inaugurează arenele, să fie totul ok. Se asfaltează și o porțiune din parcarea de la sala sporturilor, se refac scările care duc spre accesul spre alee, care aparțin de sala sporturilor. Deci este o extraordinar de multă muncă, dar am promis că pe 7 dăm drumul și va fi acel spectacol. Atunci trebuie să păstrăm ștacheta ridicată și pe 7 să fie totul ok, cu riscul de a lucra noaptea, de a lucra sâmbătă, duminica, dar pe 7 va fi gata. Știți cum, pădurii fără uscături nu există, dar în marea lor parte, și aș vrea să le mulțumesc pentru acest lucru, oamenii, să știți că au început să păstreze și să respecte atunci când le face un loc de joacă civilizat, ușor, ușor oamenii se adaptează și păstrează acest lucru. Acest lucru mă bucură foarte mult. Este tot există și oameni care mai răuvoitori, mai există tineri care sunt puțin, iau o berică sau două sau 10 și atunci devin mai recalcitran și mai încearcă să strice câte un loc de joacă, dar atunci când sunt prins, sunt sancționați. Ce să mai zic, orașul se modernizează și noi ne dăm tot interesul în acest sens. Eu mi-amintesc aici am copilărit, era un tobogan din tablă cu iarba până la șolduri și noi copiii o tăvăleam că nu o cosea nimeni. Acum iată ce avem în jurul nostru, foarte frumos. Mi-aș dori ca toate locurile de joacă din acest oraș să existe la fel cum este acesta, însă nu mai avem tot timpul, părinții vin și spun și noi vrem, o să vină rândul la fiecare în parte. Primarul Gutău a declarat că această investiție vine în paralel cu amenajările de alei și de sistem de colectare a apelor pluviale de la blocurile din imediata vecinătate, subliniind că toate zonele municipiului beneficiază de aceeași atenție din partea municipalității.